ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la retrospectiva știrilor Focus Latina. Săptămâna a început cu evenimente grave petrecute în județul nostru. Crimă în comuna olteană Radomirești. Un bărbat și-a omorât mama cu un singur pumn. Femeia în vârstă de 79 de ani s-a lovit în cădere cu capul de pragul ușii și a murit pe loc. Bărbatul a fost reținut de poliție, iar luni a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Tragedia s-a petrecut ieri dimineață. În urma unui conflict cu mama sa, bărbatul de 44 de ani a lovit-o pe bătrână, iar aceasta s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se puternic la cap. În dimineața zilei de 17 aprilie, i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona feței mamei sale, în vârstă de 79 de ani, împrejurare în care aceasta s-a dezechilibrat, lovindu-se cu capul de pragul unei uși. Ca urmare a leziunilor suferite a rezultat decesul acesteia. În urma incidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi, procurorii din cadrul parchetului au cerut arestarea preventivă a acestuia. Potrivit anchetatorilor, el nu se află la prima abatere. Întrucât faptul este deosebit de grav și având în vedere că inculpatul nu este pentru prima dată când exercită acte de violență fizică asupra mamei sale, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au hotărât, așa cum am precizat, reținerea inculpatului, urmând a-l prezenta judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt, solicitând arestarea preventivă a acestuia. Primarul comunei Radomirești, Nicușor Sâia, spune că bărbatul era cel care avea grijă de mama sa. Cei doi erau o familie liniștită care nu a creat probleme în comună. Bărbatul este acuzat de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și riscă ani grei de închisoare. Patru persoane au fost rănite în urma unui accident de circulație petrecut în comuna Vitomirești. Incidentul a fost provocat de un șofer care nu s-a asigurat la ieșirea de pe calea de acces a locuinței. Una dintre victime a fost transportată în stare gravă cu elicopterul SMURT la Spitalul de Urgență Craiova. În accident au fost implicate două mașini. Potrivit polițiștilor, unul dintre șoferi nu s-a asigurat la ieșirea de pe un drum de acces și a lovit cealaltă mașină care circula regulamentar. Pe raza comunei Vitomirești, un tânăr de 21 de ani din localitate, în timp ce conducea autoturismul pe calea de acces a imobilului situat la numărul 76 din satul Dejești, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar pe drumul județean 678B de un tânăr de 23 ani, tot din comuna Vitomirești, județul Olt. Patru bărbați au fost răniți în urma accidentului. Aceștia au vârste cuprinse între 21 și 30 de ani și sunt din comuna Vitomirești. În urma accidentului au rezultat patru victime, este vorba de patru tineri cu vârste cuprinse între 21 și 24 de ani. Acestea prezentau traumatisme prin accident rutier. O victimă a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la UPU Craiova, iar celelalte trei victime au fost preluate de echipaje de la ambulanță și ambulanța SMURD și transportate la spitalul din Slatina. Polițiștii îi cercetează acum pe ambii conducători auto. Unul se face vinovat de producerea accidentului, celălalt pentru că a fost găsit cu nereguli. Pentru conducătorul auto care a provocat accidentul a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar împotriva celuilalt conducător auto se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii continuă cercetările. Lipsa rețelei de canalizare și gaze naturale, gropi, nămol și fără asfalt. Aceasta este imaginea mai multor străzi din Slatina, la doar câteva sute de metri de unul dintre cele mai importante licee din oraș. Două străzi arată ca după bombardament. Slătinenii din zonă se luptă la fiecare ploaie cu gropile pline de apă, iar cum partea carosabilă este mai înaltă, nu de puține ori curțile le-au fost inundate. Autoritățile ridică din umeri și spun că în următoarea perioadă nici nu intră în discuție reabilitarea străzilor în cauză. Discrepanța dintre centrul și periferia orașului nu se observă nicăieri mai bine ca în Slatina. Străzile principale au beneficiat de-a lungul timpului de multiple programe de reabilitare, atât a porții carosabile, dar și a trotuarelor. Nu se poate spune același lucru despre mai multe străzi de la marginea municipiului de pe malul Oltului. Acolo nu există rețea de canalizare, alimentare cu apă sau gaze naturale, gropile și nămolul au luat locul asfaltului spre disperarea slătinenilor care locuiesc în zonă. Este cazul celor care locuiesc pe strada Garoafelor sau Zambile
zonelor. Pe una dintre străzi există rețea de canalizare, iar pe cealaltă rețea de alimentare cu gaze. Specific ambelor străzi este însă lipsa asfaltului. Pe lângă acestea, la fiecare ploaie, oamenii din zona au curțile inundate. Și asta pentru că partea carosabilă este mult mai înaltă și cum canalizare nu există, toată apa ajunge în curțile slătinenilor. Au venit cu un buldozer, am curățat la radial toată strada de la cap la cap, dar practic n-am mai avut cu cine să rezolvăm problema. Pentru asfalt a zis că după ce o băga și pe aia de gaze și cu strada aia tot așa. Le-am spus, eu vă dau, vă acționez în judecată la anul, că voi va trebui să spargeți strada, să faceți canalizare, că ăștia nu vor numai așa. Și după ce făcuse 60 de metri de asfaltat, s-au dus și a spart-o de la început, au băgat, când au ajuns și au dus până colea cu canalizare. Ca anul trecut, după ce au terminat canalizarea, se vadă că apa se duce încolo și atunci au venit și au spart din nou de la panselul de strada ailaltă până înapoi ca să fie apa către canalul ăsta, care ăsta e un canal colector. Slătinenii care locuiesc pe strada Garoafelor sau Zambilelor vor mai avea de îndurat condițiile actuale mult și bine. Autoritățile locale spun că cel puțin anul acesta străzile nu vor fi reabilitate și asta deoarece acolo nu există încă rețea de gaze naturale și canalizare. Anul acesta cele două străzi menționate de dumneavoastră, respectiv Garoafelor și Zambilelor, nu au fost prevăzute pentru utilități, fiind incluse alte străzi. Mai mult ca sigur, aceste două artere vor fi avute în vedere de către actuala administrație pentru anii viitori, deoarece în fiecare an cei care au condus primăria în momentele respective aveau un plan etapizat de introducere de utilități pe anumite străzi din municipiu. La momentul actual pot să vă spun că cele două străzi nu au utilități respective, mai exact pe o stradă nu există canalizare, iar pe cealaltă rețea de gaz. Locatarii celor două străzi nu sunt singuri în această situație. În cartierele Satul Nou, Clocociov, Steaua și Progresul sunt numeroase străzi care fie nu au alimentare cu apă, canalizare sau rețea de gaze naturale și toate nu au asfalt. Cert este că în viitorul apropiat, autoritățile locale nu au un plan reabilitare acestor străzi. Problema câinilor fără stăpân rămâne nerezolvată. Chiar dacă frecvent sunt cetățeni agresați sau chiar mușcați de acești câini, administrația locală pare legată de mâini. De când s-a închis adăpostul canin de la Sărăcești, patrupedele umblă nestingherite prin oraș. Primăria nu are deocamdată o soluție pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță pe străzile Slatinei. Cetățenii care locuiesc în zona Alea Mărului sunt terorizați de câini din cartier. Zilele trecute o persoană chiar a fost mușcată și a ajuns la spital. Slătinenii dau vina pe autoritățile locale, dar și pe vecinii care hrănesc acești câini. Locatarii se tem să-și lase copiii în fața blocului, iar cei mai în vârstă intră cu teamă în bloc. A venit mama soacră și a intrat în scară și a mușcat-o. Și nu-mi convine, pentru că am și copil mic care stau în fața blocului cu el și nu e frică de câini. Vreau să facă ceva până la urmă, că nu se poate. Am dus la spital, s-a internat în spital, i s-a umflat piciorul, are tratament. Dacă venim seara, automat că ne temem, că vine și sare pe noi, ei mai sar și pe aici, când trece lume, imediat sunt mulți care, oameni care aleargă. Ies de sub mașină, nici nu-i vezi, ies de pe sub mașină și poate să ne muște oricând. Vă este teamă să ieșiți cu copiii afară din cauza acestor câini? Da. Da, chiar mi-e frică să mai stau și în fața blocului. Slătinenii se plâng de faptul că acești câini sunt agresivi și atacă mai ales persoane străine care tranzitează cartierul. Cei mai vulnerabili sunt copiii și bătrânii care în fața acestor câini sunt fără apărare. Pentru cine e străin și trece pe aici, se repede, e suficient să sară unul că sar toți. Și la mărimea care au, dacă pune labele în piept, de ajuns. Care credeți că ar fi o soluție? Un adăpost. Îi considerați un pericol? Da, da. Pentru copii, pentru femei, pentru oameni mai bătrâni care, la urmă, nu se pot feri. Și un copil era să-l muște, l-am scăpat. Reprezentanții administrației locale nu au deocamdată o soluție pentru a remedia această problemă. La momentul actual, patrupedele nu pot fi adunate de pe străzi pentru că, efectiv, autoritățile nu au unde să le ducă. În luna octombrie anului trecut, adăpostul de la Sărăcești a fost închis și de atunci niciun câine nu a mai fost capturat. În momentul de față există un proiect în derulare pentru reabilitarea adăpostului canin. La momentul acesta a fost finalizată licitația pentru stabilirea firmei care va efectua studiul de fezabilitate și proiectul tehnic ce are în vedere modernizarea, reabilitarea adăpostului canin de la Sărăcești. Primăria a prevăzut pentru acesta în suma de aproximativ 500.000 de lei în cuantumul lucrurilor ce vor fi efectuate
la adăpostul canin de la Sărăcești. Procesul de capturare va fi reluat cel mai probabil în toamna acestui an, dacă nu vor fi înregistrate contestații în urma licitației din vară, când se va stabili firma care se va ocupa de reabilitarea adăpostului de la Sărăcești. Un grav accident de circulație s-a produs luni seara pe drumul național 65 Europa 574 între Găneasa și Pădurea Sarului. O căruță a fost pulberată de un autoturism după ce șoferul nu a păstrat distanța regulamentară în mers. Impactul a fost atât de puternic încât bucăți din atelaj au fost proiectate într-o altă mașină care circula din sens opus. Căruțașul a fost transportat de urgență la un spital din Craiova. Accidentul s-a produs în jurul orei 21. Autoturismul a lovit în plin o căruță care, potrivit polițiștilor, circula neregulamentar. În urma impactului violent din atelaj nu a mai rămas aproape nimic. Pe drumul național 65, pe raza orașului Piatra Olt, un bărbat de 48 de ani din municipiul Craiova, în timp ce conducea autoturismul, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un alt vehicul cu tracțiune animală, care circula neregulamentar, condus de o persoană în vârstă de 48 de ani din comuna Frâncești, județul Vâlcea, intrând în coliziune cu acesta. Deși la 112 au fost anunțate 3 victime, cadrele medicale de pe ambulanță și paramedicii de la Zmurd au găsit la fața locului 2 persoane rănite, căruțașul și șoferul autoturismului. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, conducătorul atelajului, era în semiconștient cu traumatisme multiple în urma accidentului rutier, iar șoferul autoturismului prezenta un traumatism la membrul superior. Conducătorul auto a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat transportul la spital. Căruțașul însă a ajuns în stare gravă la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Slatina. În urma accidentului rutier din ziua de ieri, la unitatea primiri urgențe s-a prezentat o victimă care în urma evaluării s-a stabilit că are leziuni craniene multiple, pentru care s-a solicitat și obținut transferul la Clinica de Neurochirurgie din Craiova. În accident a mai fost avariat un alt autoturism care circula din sens opus. Acesta a fost lovit de bucățile ce au sărit din atelaj în momentul impactului. Șoferul care a lovit căruța nu consumase băuturi alcoolice. În urma accidentului, circulația între Craiova și Slatina s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră. Pe ambele sensuri de mers s-au format coloane de mașini pe o distanță de 2 km. Doi bătrâni au fost răniți grav în urma unei explozii ce a avut loc marți într-o gospodărie din comuna Brasta Vățu. Explozia s-a produs la o bucătărie de vară din cauza unei acumulări de gaze. Cele două victime au fost transportate la spitalul din Caracal cu arsuri grave la față și mâini, iar pronosticul medicilor este rezervat. Cei doi bătrâni, un bărbat și o femeie din comuna Brasta Vățu, se aflau în bucătăria de vară când s-a produs explozia. Aceștia au suferit arsuri grave și au fost transportați de urgență la spitalul din Caracal. În urma exploziei au rezultat două victime, este vorba de proprietarii locuinței, un bărbat în vârstă de 91 de ani cu arsuri pe 7% de suprafața corporală și soția acestuia în vârstă de 87 de ani cu arsuri pe 14% din suprafața corporală. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Caracal, iar femeia a fost transportată la spitalul din Caracal, ulterior fiind transferată la unitatea de primiri urgențe Craiova. Medicii spun că starea de sănătate a celor doi bătrâni este foarte gravă și sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma deflagrației, bucătăria de vară a fost distrusă aproape în totalitate. Cauza probabilă a incendiului este o acumulare de gaze de la o butelie defectă. A salvat viețile a mii de copii, dar pe fiul său nu-l poate ajuta nimeni. Este drama cu care se confruntă medicul Gheorghe Ciobanu de la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Băiatul său, în vârstă de 28 de ani, se află în stare vegetativă de mai bine de 2 ani. Recent a făcut o infecție gravă care se poate trata cu un medicament foarte scump. Medicul imploră acum Ministerul Sănătății să-l ajute. Adrian George, fiul medicului Gheorghe Ciobanu, se află internat într-un salon improvizat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. De mai bine de 2 ani, tânărul este în stare vegetativă în urma unui accident de circulație. Părinții lui speră în continuare să-și revină, iar șanse ar fi, susțin medicii slătineni. La Spitalul Județean mai sunt internați alți 2 pacienți cu aceeași problemă de sănătate, iar unul dintre ei și-a revenit și va fi externat în curând, spune medicul neurolog Renică Diaconescu. Problema este că Adrian George a contactat o infecție gravă, iar tratamentul pentru aceasta este foarte scump. Numai pentru o singură zi, medicamentul costă 1400 de lei.
În urma unui tratament foarte puternic cu antibiotice pentru a învinge anumite infecții nozocomiale, unele cu care chiar venise din Germania, și pe imunitatea foarte scăzută a copilului a dezvoltat o candidoză care este foarte, foarte greu de tratat. Septicemia în mod inexplorabil duce la așa, cu tratat corect, mortalitatea este peste 50%. Netratată, vreau să vă mai spune unde duce? E posibil, oamenii ăștia de acolo au copii? Soluția salvatoare este la Ministerul Sănătății, un program național care să asigure gratuit tratamentul pentru pacienții aflați în stare vegetativă ar fi o șansă la viață. Medicul Gheorghe Ciobanu spune că la spitalul din Slatina a găsit mereu înțelegere, însă nu și la Ministerul Sănătății. Aici am găsit înțelegere, dar au și ei posibilităților și mi-am spus, domne, facem comandă și dacă va fi situația, găsesc prieteni, rude, ce mai am eu, îl achităm noi, dacă voi nu puteți. Nu au înțeles oamenii. Dar în continuare trebuia să mergem pe un program. Și există aceste programe, cum e pentru diabet, cum este pentru SIDA, cum este pentru dializa, cu bani separați, care nu afectează bugetul spitalului. Și el s-a încadrat la așa zisul program pentru bolnavii critici. Copilul acesta va urma, va trece, dacă Dumnezeu îl ajută, va trebui să fie ospitalizat 2 sau poate 3 ani de zile. Deci lucrurile sunt destul de complexe. Este nevoie de un program de urgență, ca aceste cazuri să fie identificate și doctorii, o comisie mixtă, casă, spital și cu specialiști de terapie, de neurologie, să evalueze lunar aceste cazuri, să le scoată din sistemul de plată cu DRG-ul și să fie decontați banii pentru toată cheltuiala care a făcut-o pe lună. Neurologul slătinean spune că la spitalele din străinătate există compartimente special amenajate pentru tratarea bolnavilor aflați în stare vegetativă. Un astfel de serviciu medical ar fi necesar și la spitalul din Slatina. Reprezentanții Casei de Sănătate Olt speră ca, până la urmă, să fie găsite soluții pentru rezolvarea acestui caz. Din păcate, la momentul acesta, singurele noastre posibilități de a-l ajuta pe domnul Ciobanu se referă la plata tarifelor pentru recuperare neurologică în cadrul secției de cronici a stării de urgență de la Slatina. O sumă mică, foarte mică, raportată la necesitățile dumnealui. Am înțeles că medicamentul pe care vorbim costă, deci suma mea lunară acoperă costul pentru o zi de aplicare a medicamentului. Am avut o discuție chiar și ieri cu domnul director general, am înțeles că se caută soluții, sperăm ca în cel mai scurt timp să găsim soluții pentru a putea să rezolvăm această problemă. Unul dintre ceilalți doi pacienți internați la spitalul din Slatina cu aceeași problemă de sănătate este Mihăiță Petcu, antrenor de taekwondo. Medicii spun că starea sa de sănătate s-a ameliorat și sunt optimiști în privința șanselor de recuperare. Furnizorii care oferă servicii medicale de investigații prin RMN se plâng că au rămas fără fonduri, în timp ce lista de așteptare crește de la o zi la alta. Reprezentanții Casei de Sănătate Olt spun că deocamdată nu pot să facă nimic. Soluția ar fi ca din vară, când se va încheia contractarea pentru tot restul anului, bugetul alocat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate să fie mai mare. Până în luna martie, în județul Olt, erau doi furnizori de servicii de imagistică medicală aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Din martie a început să funcționeze și RMN-ul cu care a fost dotat Spitalul Județean de Urgență Slatina, numai că fondurile nu sunt suficiente. Din fondul inițial de RMN de la începutul anului, nu s-a suplimentat cu niciun leu pentru intrarea noului furnizor, ci din banii care aveam alocat la începutul anului s-a împărțit. În loc să împartă la 2, să împartă la 3, asta înseamnă că fondurile sunt destul de mici pentru cei 3 furnizori. Au fost și discuții pe tema aceasta și cu furnizorii și cu Casa Națională, în sensul în care furnizorii s-au plâns că programările pentru efectuarea unui RMN o să dureze foarte mult, mai ales în condițiile în care a intrat și al treilea furnizor. Din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să afecteze, pentru că o parte din pacienții care mergeau pe cei 2 furnizori privați merg acum și către Spitalul Județean de Urgență și atunci, practic, timpul de așteptare ar fi același.
Reprezentanții Casei de Sănătate OL spun că cei trei furnizori de servicii medicale li s-au plâns de lipsa fondurilor pentru investigațiile cu aparatul RMN, însă deocamdată problema nu poate fi rezolvată. O speranță ar putea să apară abia în vară. Din păcate, și recunoaștem asta, fondurile nu sunt suficiente, listele de așteptare sunt destul de lungi, le-am văzut și noi și le vedem în fiecare zi. Sperăm că la contractarea din iunie pentru restul anului, pentru perioada iulie-decembrie, să reușim suplimentarea fondurilor sau măcar să luăm în discuție o regândire a punctajelor și a procentelor alocate fondurilor pentru radiologie și imagistică medicală, astfel încât, începând cu luna iulie, să nu mai fie atât de multe liste de așteptare pentru RMN. Banii pentru investigațiile cu aparatul RMN se termină în prima jumătate a fiecărei luni. Cei care solicită un astfel de examen medical după această perioadă sunt nevoiți să plătească din buzunarul lor. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite în urma unor accidente feroviare petrecute miercuri și joi în județul nostru. La Corbu, o mașină a fost lovită de săgeată albastră, iar în gara Stoienești, un angajat CFR a fost călcat de un tren. Ambele cazuri au fost preluate de poliție pentru cercetări. Prima tragedie a avut loc ieri după amiază în comuna Corbu. O șoferiță nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, iar autoturismul condus de aceasta a fost lovit în plin de un tren. Din primele cercetări s-a stabilit că o femeie de 44 de ani din comuna Corbu, județul Olt, în timp ce conducea autoturismul pe drumul județean 703, pe raza comunei Corbu, la trecere la nivel cu calea ferată, nu a respectat culoarea roșu a semaforului electric, intrând în coliziune cu autotrenul Interregio 1894, care circula pe relația Craiova-București. În urma accidentului rutier a rezultat decesul unei femei de 84 de ani și rănirea altor două persoane. Bătrâna care a decedat în accident locuia în comuna Corbu și era mama șoferiței. Ceilalți doi răniți sunt conducătoare auto în vârstă de 44 de ani și un bărbat de 50 de ani, pasager în autoturism, ambii din aceeași localitate. În această dimineață, o altă nenorocire s-a întâmplat în gara din Stoienești. Un angajat CFR care efectua lucrări la calea ferată a fost accidentat grav de un tren. A intervenit doar echipajul Zmurd, acordând ajutor, prim ajutor victimei, un bărbat în vârstă de 45 de ani, angajat al gării CFR. Victima a fost găsită în stare semiconștientă, cu leziuni în zona abdominală și bazin. Ulterior acordării primului ajutor medical, a fost transportat la spitalul de urgență din municipiul Caracal. A fost solicitat elicopterul Zmurd pentru ca victima să fie transportată la un spital din Craiova sau București. Din păcate, bărbatul a decedat la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Caracal. Acesta avea 45 de ani și era din județul Dolj. Ambele cazuri au fost preluate de Poliția Transporturi Feroviare pentru continuarea cercetărilor. Adrian Curaj, ministrul tehnocrat al educației, a fost joi în vizită de lucru la Slatina. Acesta a mers la târgul ofertelor educaționale organizat pe Esplanadă, unde a discutat cu elevii, dar și cu directorii unităților de învățământ. La finalul vizitei, ministrul educației a transmis tuturor un mesaj: educația salvează România. Școlile post-liceale, liceele teoretice, vocaționale, dar și cele tehnice din Slatina și-au prezentat astăzi oferta educațională. Evenimentul a fost organizat pe Esplanadă, unde fiecare unitate de învățământ și-a amenajat un stand. Târgul ofertelor educaționale a fost vizitat chiar de ministrul educației, Adrian Curaj. Acesta a apreciat multitudinea de posibilități pe care o oferă unitățile de învățământ și a încurajat tinerii elevi să se îndrepte către școlile profesionale. Trebuie să-i orientăm pe cei care au abilitățile și determinarea pe calea de liceu, astfel încât la sfârșit să fim, nu sigur, dar să fim convinși într-un fel că ei vor merge pe calea de bacalaureat și mai departe pe linia aceasta. În zona profesională trebuie să fim siguri că oferim destule oportunități celor care decid să abordeze calea aceea. Este o cale minunată, nu este una de ultimă opțiune. Potrivit spuselor inspectorului general Felicia Man, la Slatina urmează să se înființeze o școală profesională. Specializările propuse în cadrul unității de învățământ vor fi în acord cu cererea operatorilor economici de pe platforma industrială. Să înființăm o școală profesională cu personalitate juridică, care să adune la oaltă toate specializările pe care și le doresc agenții economici. Ați testat înainte piața, știți ceea ce doresc agenții economici? Da, știm ce își doresc agenții economici, însă îi vom consulta permanent pentru acest lucru. Ministrul Educației a rămas plăcut surprins de activitatea liceelor tehnice și i-a încurajat pe elevi să învețe o meserie. Avem colaborări cu foarte mulți agenți economici de pe platforma Slatina. Posibilitatea să lucreze și așa în mediul și în argon. Deci voi învăța să lucrați în argon, sudați în argon? Da, la o firmă
mai bravo. Mică, dar da, ne-au dat, da, asta e important. Să... Bravo, domne. Deci avem la profesională sudori anul acesta. Da, sudarea e o artă, așa că da, sunt convins că ești artist. La târgul ofertelor educaționale au participat și elevii Palatului Copiilor Adrian Băran din Slatina, dar și cei ai Școlii Populare de Arte și Meserii. Președintele Casei de Sănătate Olt le declară război medicilor de familie, întrucât nu eliberează trimiteri pentru analize gratuite, așa cum prevede contractul cadru. Din cele 3.000 de bilete scrise pacienților, doar 10 au fost eliberate pentru efectuarea de analize gratuite. În replică, reprezentantul medicilor de familie susține că aceștia nu mai au timp și pentru prevenție. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Olt spun că medicii de familie din județ stau foarte prost la capitolul prevenție. Există o prevedere în normele de aplicare ale contractului cadru. Această prevedere spune că 12% din numărul de analize totale efectuate într-un an de zile trebuie să fie aceste analize gratuite pentru prevenție. Și vreau să vă spun că din aproximativ 3.000 de bilete de trimitere ridicate de medici de familie de la nivelul Casei de Sănătate Olt, până la această oră au fost raportate până în 10 trimiteri pe analize medicale de prevenție, foarte puțin, un lucru destul de neplăcut pentru noi. Președintele Casei de Sănătate Olt spune că va discuta serios cu medicii de familie cărora vrea să le reamintească, în cazul în care au uitat, că este mai important să previi decât să tratezi. O să avem o discuție foarte, sperăm, lămuritoare cu cei care sunt în măsură să rezolve această problemă, astfel încât pacienții să beneficieze și de aceste trimiteri. Vă spun că sunt trimiteri pentru analize uzuale, analize care nu sunt deloc scumpe și care pot fi făcute de clinicile, de furnizorii noștri de paraclinice. Din păcate, nu înțeleg și o să discut cu medicii de familie acest lucru, nu înțeleg această reticență în a prescrie astfel de analize. Reprezentantul medicilor de familie, Viorel Rădulescu, spune că aceștia nu fac prevenție nu pentru că nu vor, ci pentru că timpul nu le permite. Cât sunt bolnav la consultat, este foarte greu să mai facem și prevenția respectivă pe programele astea gratuite. Că nu avem timp, nu mai se încadrează pe numărul de consultații. Eu la ora asta am 40 de consultații în plus și mai este încă o săptămână. Din cei 5 milioane de lei alocați pe an pentru serviciile medicale paraclinice, 600 de mii de lei sunt destinați analizelor medicale gratuite. Zeci de elevi de liceu împreună cu reprezentanții antidrog Olt au organizat vineri un marș la Slatina împotriva consumului de droguri. Aceștia au încercat să le transmită tinerilor să nu consume stupefiante pentru că își distrug nu doar sănătatea, ci și viitorul. De la începutul anului, mai mulți tineri au avut nevoie de consiliere în urma consumului de droguri și etnobotanice. Marșul a fost organizat de elevi de la Colegiul Național Ion Minulescu și Colegiul Radu Greceanu din Slatina, în colaborare cu reprezentanții Centrului Antidrog Olt. Acțiunea a încheiat seria manifestărilor desfășurate în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun, inițiat de Ministerul Educației. Vor participa un număr de 70 de elevi din cadrul celor două licee menționate, cu punct de plecare Esplanada, iar punctul final va fi la Casa Tineretului. Vor avea pancarde, vor avea fluturași pe care îi vor distribui membrilor comunității locale. Este un marș de sensibilizare a comunității cu privire la existența și pericolul fenomenului consumului de droguri. Elevii care au participat la marș au avut un mesaj clar pentru tineri, să nu consume droguri pentru că își distrug viața. Trebuie să înțeleagă tinerii din acest marș că nu e bine să folosească drogurile, sunt foarte nocive. Este o acțiune foarte benefică pentru tinerii din ziua de astăzi, cu un impact foarte major. Ce o le transmiteți tinerilor prin acțiunea pe care o organizați astăzi? Să aibă foarte mare grijă la viitorul lor. La acțiune au participat și profesori de la cele două licee slătinene. Astfel de acțiuni au fost organizate în fiecare an la Slatina și vor continua, spun organizatorii. În fiecare an, Colegiul Național Ion Minulescu și mai ales în săptămâna școală altfel organizează diverse acțiuni cu scopul de a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor. Elevii au considerat că este oportun să organizăm un astfel de eveniment, având în vedere că de multe ori colegii lor nu conștientizează riscurile la care se expun. În felul acesta, luând legătura cu
unii din potențialii consumatori, sigur că se pot duce activități de lămurire cu tinerii, așa încât aceștia să renunțe și să se integreze într-o viață totuși normală. Potrivit reprezentanților antidrog OLT, de la începutul anului, 18 tineri din Slatina și din județ au avut nevoie de consiliere după ce au consumat stupefiante. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în săptămâna care tocmai se încheie. Sunt Janina Birin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută în continuare. La revedere!